Salutare dragi vreșani, eu sunt Andrei și bine v-am la un episod din seria voastră preferată de Minecraft Bedwars Dar înainte de a începe acest episod, aș aprecia foarte, foarte mult dacă îți apăsat butonul de like Bineînțeles, dacă mă susține și doriți să postez cât mai multe clipuri E bine, vreșanilor, astăzi mă aflu pe serverul mc.gamster.org și am zis să joc un omeș de Bedwars Chiar mi se făcuse dor de un omeș de Bedwars și să și postez pe canal, bineînțeles O să vă spun și motivul pentru care joc pe Gamster Vreau să vă clarific, să clarific de fapt mai multe, mai multe chestii pe parcursul acestui episod și am zis să joc pe GameStar. Pentru că aici nu trebuie să fie foarte, foarte tryhard Cel puțin, așa sper. Dacă o să trească să fiu asta Pentru că pe Epic nu trebuie să. Știți prea bine că pe Apixel am seria de challenge-uri uh, și aici pe, pe game să joc meciuri normale, să zicem așa. E bine, vreșanilor, să începem cu începutul. În ultimul timp am început să fac foarte, foarte multe live stream-uri și vreau să vă mulțumesc din toată inima pentru tot feedback-ul pe care mi l acordați la live stream-uri. Vă mulțumesc foarte mult că, că intrați și vă jucați cu mine, vă mulțumesc mult pentru toate like-urile acordate și chiar apreciez foarte, foarte mult acest lucru. Uh, pe lângă acest lucru am început să postez în fiecare zi câte un episod de Mastrom Subs slash episod de Sisgo Competitive. Uh, de fiecare dată, și am zis iau o mică pauză mai bine spus, de fiecare dată când încercam să filmez câte un episod de Skywars, Bedwars sau uh, minigame în principal cu PvP pe Hypixel, stăteam foarte, foarte mult, sincer. Și, sincer, uh, am zis să iau o mică pauză de la aceste minigame, hai să vedem ce face barosanul nostru, să vedem ce, ce încearcă să facă. Salut! Hai să dacă trebuie să... Da, am înțeles, am înțeles, am înțeles. Am început în forță. Și de asta zic vereșanilor, de fiecare dată o să steam foarte, foarte mult să realizez un episod și mi s-a luat puțin, să zicem așa, și am zis să vă iau o mică pauză, însă de săptămâna viitoare o să vreau să revin și să postez în fiecare zi, cel puțin cât un episod, nu știu, într-o zi, să zicem luni episod de Sky Wars, marți episod de Battles, miercuri episod de The Bridge, tot așa. Așa cel puțin m-am gândit o să sperăm că o să fie ok ce pot să spun. Bun, hai să iau eu rapid să iau o sabie și să-mi iau și un fireball tot Hai că o să câștigăm destul de repede, cel puțin așa sper. Ne luăm aici un stack și mai avem nevoie de o bucată. Să ne luăm și un târnăcop și un topor, bineînțeles. Noi să punem noi aici în Enderge și să vedem ce facem în continuare. Bun, pac, pac, și copac. Ok, văd că mi îmi dă invite aici să joc cu ei. Nu știu ce face asta de la Aqua, dar o să ne ducem pe el. ce <coughs> la fel, Berășanilor, m-a atras, am început să, să prind o, o dragoste, să zicem așa, m-am îndrăgostit de ce se m-am reîndrăgostit. Nu știu dacă un termen foarte, foarte auzit de către voi, dar ați auzit acum ce pot să spun. Hai să vedem ce face fratele de la Aqua. Nu înțeleg ce, ce dorește să facă. Cred, sper să nu-și fi activat codul. Am mai făcut-o dată, sincer, acum ceva timp, când cineva își uh, activase codul. Da să mă pingă voi băiatul Ok, l-am bătut și acum distrugem patul Și acum gen o să-i dăm un fel troll Și o să-i dăm, o să dau fireball în el, să nu credă O să aștept să vină momentan, dar Nu cred că aș rezolva nimic, mai bine m-aș duce pe el Uite, nu să la damage, lol Nu să la luat damage, hai să-l batem aici M-a bătut, m-a bătut, eram loc, nu aveam, ce să fac Dar trebuie să avem grijă și la patul tot Mai puțin să chidea aici stimul Pentru că nu am nevoie Dar oricum de săptămâna viitoare o să vreau să, să revin și să postez Bineînțeles multe episoade Din diferite jocuri și cum postam înainte Bineînțeles și pe cei care sunteți mai veterani, să zicem așa Mă, no, hai să mergem pe fratele de la Acu Aici, pe adversarul nostru, pe Joe. Mamă, că am crezut că eram să pregătit, da, e am picat și eu, voi, dacă, dacă am scăpat, am scăpat, scăpat într-un mod foarte, foarte interesant, să zicem așa. Salut! Da, l-am bătut și pe el destul de easy. V-am spus că aici pot să povestesc cât vreau, pot să, pot să, vă spun multe chestii și de asta am zis să intru aici pentru un moment. Bun, hai să ne dăm un upgrade, aici să ne putem să dăm upgrade, da, putem să, putem să dăm upgrade, ceea ce e super, super fain. Ca, ca și, pe pixel. Acum să mergem, nu știu, pe unul de la... Să nu pic în voi, da, asta chestia. Uh, nu știu, pe la... Nu știu, să vedem pe cel din stânga mea. Am înțeles, mi-a și eu damage. Să-mi pun și un upgrade aici așa frumos și să-mi pun aici niște blocuri. Nu uitați să apăsați verășanilor și butonul de like dacă doriți să continuăm această serie de, de Bad Să sperăm că o să fie un meci cât mai lejer. Acum dacă o să mă bată băieții, felicitări lor și na, stimă și respect lor, ce pot să spun. bun, blocurile, eu zic că o să ajungă relativ. Uite, mai au, să mai aici încă, încă 32 de bucăți și să mergem. Să-mi pun totodată și, ar, nu știu, să-mi pun ceva gori de aici frumos. Aia, că se mai știe, știe Twister, sau mai știe Twister să joace. O să mă duc pe vecinul lui Green, să vedem care este în stânga lui Green. Acum, na, să vedem, vom vedea. O să vedem noi să nu pic cumva voi că nu vreau să dau blue. Blue care este în viață? Da, este în viață și are și -a totodată. Uh, văd că are și multe multe resurse, deci o să ne luăm foarte multe TNT-uri. Ne mai luăm, uită, încă șapte TNT-uri cu două ghepluri. Mamă, nu-i cam bine, sincer vă spun, pentru că, na, uh, nu-i cam bine deloc. No, bun, să vedem puțin. Văd că red cu blue se tot, tot încearcă să se bată uh, și noi o să mergem acum pe blue. Văd că blue tocmai ce a picat în voi, dacă nu mă înșel sau? <coughs> da. Sergiu a picat în voi și a fost bătut de Bendy. Să nu cumva să-și cumpere Fireball fratele nostru, Sergiu ca păi am, am -o, dacă știți cum zic. Chiar nu vreau să fiu bătut și să-mi iau bătaie. Aulo, mama e, mama e, mi-e frică, mi-e frica Hai să facem mare schema, băiatului, mai facem mare schema atenți, sper să nu mă pingă Fireball jos, ca de obicei... What? Bă, frate, deci nu pot să... N-am crezut că e atât de inteligent să-mi respingă fireball, dar nu-i problemă că o să-l batem, o să-l eliminăm și o să încerc și o să-l elimin cu un mod de a la nasol, adică o să, o să încerc să-mi bag joc de el, efectiv major acum. Deci, acum m-a enervat când am crezut că e nu vală, Sergiu, și nu se respingă, știi, dar uite că a fost deștept, băiatul, până acum două echipe eliminate din partea mea, hai că măcar patru, dacă o să elimin din patru echipe, o să fie super spertare. Hai să pun aici un bloc pentru că nu vreau să dau fail. Și acum o să mă duc neapărat pe el. și ce o să fac cu el, bă, băiatule? Văd că vine și el. Dă, dă i în gură că m-a enervat. Dă i în gură că m-a enervat. mă, dar ce face fratele nostru cu Fireball? Mamă, ce fac ăstia, bă, băiatule? A, ți-a luat tarc. Uh, nu, de fapt nu mi-a de face. Am înțeles, trebuie să apelăm la perle. că băiatul s-a pus pe trehardeală, că eu ușor am spus, că de-a mai spus vreșanilor. Omul s-a pus să apare pe jucat, deci trebuie să apelăm la perle. N-am sincer, dar și când o să-l bat, o să scriu clar, L, mă jur. Bine, glumim acum chestia asta cu, chestiile astea cu el, loser sau el sau noob sau chestii de genul, le scriu la troll, vă dați seama că n-am nimic cu persoana respectivă, sunt amuzant efectiv, știi? mai ales când mă bat pe mine cel puțin să scriu unea L, nu știu, mi se pare super amuzant, acum din perspectiva mea, poate nu și din perspectiva voastră. Dar bun, hai să ne luăm aici niște TNT-uri și ne luăm și în un văd că pot să-mi pun un sharpness, că o să mă foarte mult sharpness-ul poate uh, da, am cumpărat la e ok. Ia să vedem, mai luăm niște resurse de aici. Încă o bucată de gol, perfect, luăm de aici. Și ne luăm și un fireball totodată. Ne mai luăm un, de fapt, ne luăm un fireball, ne mai luăm două ghiepăluri și de restul ne cumpărăm și niște blocuri. Uh, mi se pare că mai am o bucată în chest. De fapt, uite, punem aici chestiile de care nu am nevoie. Punem și daimă de asta. No, bun, ce facem noi acum, vereșanilor? Să ne ducem pe altă echipă, că aparent ăsta, na, își cam bate să nu zic ce de noi nu vorbim ured. Adică cel puțin încearcă băiatul. Acum hai să mergem la White. Să vedem White e eliminat. Pink eventual. Pink am văzut că e prin zonă. Apropo, aveți și textura de scriere în caz de doriți să vă, să vă instalați. Uh, văd că e cam greu aici. Cred că mai bine apelam eu la Pixel. <laughs> bine, acum vă dați seama că mi-a fost, mai, uh, în... mi fost mai easy să intru aici. Opa, 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 opa. Izilianu, am luat uh, două, încă două mai trebuie să iau și apoi merge să eliminăm. Mamă, stai și pune acolo chestii, trestii. Bine, Barosane, dar știi care e chestia? Că vine Twisterul și se, apucă pe jucat sau se pune pe jucat Să vedem ce face Baro Mamă Nu spune că ai fireball Nu spune că ai fireball Că dau -o în tine Bine, nu știu dacă o să-i distrugă Nu cred că o să distrugă Stigla Salut Salut Ok, ia să vedem acum Punem aici așa frumos uh, Un TNT Să nu mă arunce cumva în void. Uh. Mamă, are obsidian la pat, ești nebun. Mamă, are obsidian la pat, păi trebuie să mă retrag atunci la mine. Mamă, pe hai de capul meu, ești nebun. Hai să mergem pe altul atunci, că să are mai obsidian la pat. Am înțeles, am înțeles. Mamă, ce, ce se ce bazează jucătorii ăștia, ești nebun la cap? Mamă, dar toți aici, Să mă jur că nici pe geam, pe pixel nu sate de -ars, copii. Deci mă jur, să fim serioși acum. Mă duc să mai fac rost de ceva resurse, uite, aș, putea, aș fi putut să mă duc la White, să iau un cop de diamond, dar mie se, să mi este, o să-mi fie foarte greu. Am zis că rezolv, un, nu știu, din două mișcări îl rezolv pe tipul ăsta, dar na. Apare nu se poate. Trebuie să apelăm la o metodă să nu distrugă nici padul Asta e chestia ciudată. Sau ar fi destul de nasol. Mamă, câte chestii. Vă Ne-a Neapărat aici să-mi fac un upgrade. Mamă, a uh, pot să mai iau 6 gol. A, ah, deci nu mai pot. Practic am uh, e full. E, 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 fix ce trebuie. Și atunci să mai iau aici, nu știu, niște golden apple-uri, că o să mă foarte, foarte mult. Să mai pun și un protection 2 totodată, pentru că, na, probleme. Uh, Emeraldele le punem aici. Uh, ok, aș mai putea să-mi iau aici neapărat două fireball-uri. O să mă ajute iarăși mult să-l pot împinge în caz de dorește să vină pe mine. Și să ne încercăm să ne pe el. Adică, văd că tipul are chestii pe, pe pa, nu glumă. Momentan nim nimeni nu se mai bate ba, Opa, mi-a zis, la ce spuneam Mi-a distrus patul apare, nu-i bine deloc Cine mi-a distrus spatul? Asta de la... A, a fost distrus de ce de la Pink, what? Serios, asta de la Pink că... Uh... Mamă, și l-a respawnat acum Am înțeles, deci am încercat și cel de la Grey Pe atunci hai să încercăm, dar Grey are... Hmm... Cam complicat, eu nu știu ce să spun, sincer Cam complicat, nu prea știu ce trebuie să fac Sau ce aș putea să fac, asta e chestia Dar, deci, nu știu hmm. Hmm. Mamă, ah, uite te știu. A, ah, încercăm șmecherii, încercăm șmecherii. Da, 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 da. M-a bătut, uite cum m-a bătut. Deci uite, uite cum nu câștigă pe gamster. Am înțeles. Da, vereșanilor, asta n-a fost să fie din păcate. Hai să mai intrăm uh, încă într-o arenă. Să vedem ce arena a picat. Normal că rooftop trebuie să pice. E imposibil să nu pice rooftop. Da, și în mare parte cam asta am vrut, am vrut să vă spun. N-am reușit să câștig din păcate, dar uh, măcar am uh, eliminat două echipe. Măi, sincer e greu pe gamster, mă S-au început să, să joace mai bine jucătorii, sincer, față de cum jucau înainte. că înainte, na, câștigam, cum intram, cum câștigam. Acum, na, aparent, cred că de tot rămânem noi la, la Tot rămânem noi acolo la Hypixel. Azi, un salut de aici, astfel, dacă puteți că salut. Aparent a mers. Bine, bun. Și sunt echipa Blue. Hai să vedem lângă cine sunt. Deci dreapta e White, clar. Și stânga e Aqua. What the fuck? Deci, De ce, de ce și-a pus -a la apă? Sau ce echipa aia? <coughs> ok. <coughs> Îmi cer scuze dacă o să mai tușesc uneori, dar Cred că mai are răceala și nu e bine. Nu e bine dacă mai ia răceala, Mai ales că acum e vară, ar fi nasol să mai are în de bună. Hai să mai luăm aici, nu știu, eventual să ne luăm. Să ne strângem și armură, să ne luăm și armură așa instan, să ne ducem așa cum trebuie. n are rost să-mi iau fireball și chestii sau TNT. Mai bine iau fireball, mai uh, fireball, doamne. Mai bine iau armură așa frumoasă cum îmi place mie și na. Ne-am iau niște blocuri până se mai formează niște gold aici. Ne luăm aici frumos un stack. Ne luăm și o sabie eventual de, 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 pardon, de, de și o să fie super fain. Hai frate, nu, mai vine o, o bucată de aer în aici, de gol, pardon. O bucată de gol și o bucată de gol. Mamă, asta pe rând, gol cu gol, adică iron cu nu golul cu gol. adică e frumos. Bun, hai să vedem și să-mi iau totodată și armură. Gata, vereșanilor, avem și sabie și armură și și blocuri totodată. Deci asta văd că își pune chestii pe pat, am înțeles, am înțeles. Păi atunci hai să ne rămânem noi un cop, dacă tot își spune sau dorește să-și să spună chestii. Și cu ocazia asta mi iau și... L Am înțeles. Uh, cu ocazia asta... Trebuie să închid aici. Mamă, dar mă spămează lumea, din Să-mi iau, eventual... Uite, să-mi iau și două geper dacă tot sunt prin zonă. mi iau și două geper uh, că o să fie foarte... O să mă ajute foarte mult. Ne mai luăm și un Ternocop. Punem aici bucata asta și ne aranjăm chestiile, ne ducem rapid pe cel din de la Green, care apare, nu știu de unde are apa aia, sincer vă spun. Sper să nu fie luat pe filmare, oricum dacă pierdem, pierdem, asta n-a fost să fie, dar măcar v-am spus chestiile uh, pe care am, avut, am, vrut să vi le spun pe parcursul acestui episod. Uh, uh, pentru că am primit foarte multe întrebări, vă spun sincer, Andrei, de ce mi-a postez așa, de ce mi-a postez așa, mamă, deja, a, cred că am dat de codat, oare? Să fi dat de codat, oare? Fluxul ăla să fie, să fie codat, oare? Nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic, sincer. Salut! A, ah, păi ce vrei, bă, băiatule, bă? Ce vrei? Ca mare chilaura, Iolo. A, ah, am înțeles, am înțeles. Iolo. Uh, Stai că îi dăm imediat help pe Stai o să vină la noi și o să ne bată. A, ah, am înțeles. Bă, frate, nu uite-te tu, mă spamează lumea în continuu pe Steam, dar nu mă mai spamă trivar, familiile. Am, bine, greșeala mea că am uitat să mă pun pe deconectat. Ia să vedem. Uh, bun, hai să ne luăm aici așa frumos. Perfect. Nu no, bun. Mamă, s-ar putea să vină la pe noi și nu e bine. Măcar am distrus patul, adică e de apreciat. Nu știu, să, să vedem ce face. Să încercăm să ne asupăm patul, măcar așa cât de cât provizoriu. Oricum, o să ne debătut, să ne bat. Adică nu, nu sunt șanse. Nu sunt șanse, din păcate să supraviețuim, dar măcar dacă, am, dacă, ar veni și aș avea un fireball, m-ar ajuta foarte mult, sincer, chestia aia. Să... Opa, dar vine acum și n-am nici fireball pregătit. Mamă, vine acum, dacă aș avea fireball-ul ăla și dacă s-ar face chestiile mai repede, ar fi super tare, mamă, și vine acum către noi. Hai, frate, cu fireball-ul, hai, 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 hai. Mamă, deci asta e o chestie de timp, mă jur. Na, păi ce să faci că codat? Uite, trei ar familia lor. Sper să mori în chinul și tu și familia ta să moară. Că folosești cod. Uite. Uite ce chilaura are, uite. Na, na, ce să faci, bă, băiat. Asta e n-a fost să fie. Să-i dăm un help pe aici, așa frumos, fratelui nostru, care folosește mare cod și sperăm, personal, sper să moară în chinuri, garave, că a folosit chilaura. Nu poți folosi comanda, am înțeles. Hai să dăm atunci un... Să dăm aici, să dăm aici, hai să vedem dacă mă las, sau m-a băgat automat într-un alt meci, hai să vedem ce arte asta, nu, să vedem, oricum cam asta a fost episodul, sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut nu uitați să fost butonul de like, eu am fost Andrei și să sperăm că eu o să mă în urcave, ceau!